și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vorbim despre îngrijirea pielii corpului. Pe net găsim sute, dacă nu chiar mii de articole și clipuri despre cum ne îngrijim tenul, ce creme să folosim, ce tratamente și așa mai departe. Dar uităm că și pielea corpului este tot a noastră, ca să vezi, și are și ea nevoie de îngrijire. Pentru că, la fel ca și pielea de pe față, și ea se ridează, se lasă și are nevoie de o îngrijire specială. Așa că astăzi vreau să vorbesc puțin despre pașii pe care îi urmez eu în îngrijirea pielii corpului. Și sper să vă fie de folos ce o să vă spun este eu. Și aici. Normal, primul pas este curățarea. O să trec foarte rapid peste el pentru că îmi imaginez că știți deja cum decurge treaba cu pasul acesta și presupun că îl faceți zilnic. Nu-i așa? Și o să vă prezint doar cam ce feluri de genuri de duș sau, mă rog, produse putem folosi pentru curățare. Ei bine, avem o gamă foarte largă, după cum probabil știți, de la geluri de duș simple până la spume de duș, uleiuri de duș care sunt ceva mai hidratante și mai blânde cu pielea, săpunuri solide. Mie personal nu prea îmi place să folosesc săpun solid pentru corp, nici pentru față, de fapt. Dar, na, acum fiecare folosește ce vrea și ce îi place. Și o să vă arăt și ce am eu aici. Momentan am acest gel de duș cremos de la Palmolive. Vi l-am mai arătat eu într-un clip cu favorite. Știți că îmi place mult de tot. Este cu mentă și miroase genial. Mai am un gel de duș de la Yves Rocher. Este din acela concentrat, varianta lor pe care am scos-o recent. Și este cu mango și coriandru, miroase foarte, foarte. Am un gel fain de duș de la Tesori d'Oriente, Japanese Rituals, cam așa arată, și ceva cu bujor și nu mai știu ce. În fine, miroase foarte bine și am mai avut unul, ceva cu floare de lotus, gama este preferata mea. Și pot să vă spun că astea de la Tesori d'Oriente sunt geniale din punct de vedere al mirosului. Mirosul rămâne pe piele foarte mult timp și este așa o experiență unică, așa că vă recomand măcar o dată să încercați un gel de duș de la ei, să vedeți, o să vă simțiți foarte fain după aceea. Cam pe acestea le am eu momentan și le folosesc, dar v-am spus, aveți o gamă foarte, foarte, foarte largă de produse din care puteți alege, atât din punct de vedere al texturilor, cât și al mirosurilor. Depinde doar de preferințele voastre ce vreți să folosiți. Bun, am trecut peste pasul ăsta de curățare. Acum trecem la următorul pas și anume exfolierea. Acesta este un pas foarte important pentru că îndepărtează pielea moartă și mai ales vara. Este esențial pentru că ajută la formarea unui bronz uniform. Fie că vă bronzați natural, fie că folosiți autobronzante, este foarte important să vă exfoliați înainte, ca să nu vă bronzați cu pete sau mai știu ce. Anul este important să ne exfoliem pielea din când în când, pentru că astfel o reîmprospătăm, ca să-i spun așa, și o curățăm mai în profunzime și o ajutăm să fie mai catifelată și mai fină. Eu îmi exfoliez pielea corpului vara cam o dată de două ori pe săptămână, iarna chiar și la două săptămâni câteodată. Mai răresc puțin procesul acesta de exfoliere. Voi puteți să vă exfoliați o dată pe săptămână, pe tot parcursul anului, nu este problemă. Nu aș recomanda să vă exfoliați în fiecare zi pielea corpului, pentru că am agresat-o prea, prea tare și nu e chiar ok. La fel cum nu ne exfoliem pielea de pe față în fiecare zi, sper că nu faceți chestia asta, nu e ok nici să agresăm așa pielea corpului zilnic. Dar o dată pe săptămână mi se pare de scap pe care l-am folosit eu în acest sens este cel de la Sabon. Momentan eu am varianta aceasta cu Citrus Blossom, care arată cam așa. A fost o ediție limitată de primăvară, parcă. Și miroase foarte floral, așa, foarte fain. Îmi plac foarte mult pentru că au particule destul de mari și grunjoase, dar în același timp au un layer în compoziție și nu usucă absolut deloc pielea. Din contră, o hidratează după ce ieși de sub duș, după ce ai folosit exfoliantul. Ai pielea super fină și hidratată și se simte foarte, foarte fain pe piele. Vi le recomand cu cea mai mare încredere. Într-adevăr,
sunt ceva mai scumpe, dar își merită fiecare bănuț. Eu am varianta mică, dar sunt și variante mari, mi se pare că sunt duble față de acesta, dacă nu mă înșel. Și alea o să vă țină mult, mult și bine. Vi le recomand, sunt foarte faine. De asemenea, mi-au mai plăcut cele de la The Body Shop. Și ele sunt Nu destul de vreți să dați hidratante. bani pe produse de genul acesta, puteți oricând să vă faceți un exfoliant acasă din zeți de cafea și ulei de măsline sau ulei de cocos, depinde ce aveți prin casă sau ce vă place vouă. Și la fel să frecați bine, bine pielea corpului și o să rămână foarte fină și cățperată după aceea. Penultimul pas ar fi legat de tratamentele pe care trebuie să ne le facem din când în când. Și aici mă refer în special la tratamente anticelulită. Și da, nici eu nu stau prea bine la pasul acesta, pentru că mereu îmi găsesc scuze, ba lene, ba oboseală, ba mai știu eu ce. Și sar peste acest pas din când în când. Aceste tratamente pot fi făcute și acasă, dar este destul de greu să obținem rezultate miraculoase foarte repede. Așa că recomandat ar fi să mergeți la un specialist pentru masaje profesionale, care să vă ajute într-adevăr. Sau, mă rog, nu neapărat masaje, acum sunt tot felul de tratamente care se folosesc pentru celulită. Eu am un produs de genul acesta, de la Elmiplant, Body Shape. Nu dau seama dacă focalizează. Așa, se cheamă Slim No Gym Gel. Acesta trebuia folosit timp de 28 de zile, parcă. Descrie. Da, parcă 28 de zile, dimineața și seara, sau mă rog, de două ori pe zi, ca să se observe ceva efecte. Da, bineînțeles că nu l-am folosit 28 de zile consecutiv, bineînțeles că nu l-am folosit de două ori, ci doar o dată pe zi. Da, nu luați exemplul meu, vă rog, nu vă luați după mine. Probabil dacă l-aș fi folosit în mod regulat și așa cum ziceau ei pe ambalaj, aș fi avut ceva rezultate, așa nu pot să spun că s-a întâmplat cine știe ce. În schimb, atunci când îl aplicam, într-adevăr simțeam că mi strânge puțin pielea, nu știu cum să explic, dar nu la modul că, nu știu, cum se strânge pielea când ai pielea foarte uscată. Avea un fel de efect de fermitate. Deci mă gândesc că dacă ar fi fost folosit zilnic, așa cum spun ei, chiar ar fi avut un efect super fain. În schimb, ce-mi plăcea la el, ce-mi place, pentru că încă mai am puțin din produs, este faptul că, având textură de gel, a fost super fain pentru căldurile de afară și vara nu prea mai aplic cremă de corp când este foarte cald pentru că nu suportă. În schimb, aplicam gelul ăsta și era și răcoritor în același timp, se simțea foarte, foarte fain. Da, acum sunt o grămadă de produse de genul acesta pe piață, trebuie să încercați, să testați, să vedeți ce vi se potrivește. Dar, din nou, trebuie să aveți multă, multă răbdare pentru că produsele astea pe care le folosim acasă este destul de greu să obținem rezultate imediate. Așa că dacă aveți o problemă cu celulita și vreți să scăpați de ea, vă recomand, cum spuneam, să mergeți la un salon specializat și acolo să faceți tratamentele care vă sunt recomandate pentru voi, pentru Bun, și problema ultimul voastră. pas, și cred că cel mai urât de multă lume este hidratarea. Spun că este urât pentru că știu multe fete din jurul meu care sar peste acest pas pentru că efectiv nu le place senzația de cremă aplicată pe corp și senzația aia de lipicios pe care zic ele că o au după. Trebuie să luăm în considerare faptul că pielea de pe corp este în general mult mai uscată decât pielea de pe față. Și atunci dacă noi nu o hidratăm, dacă, hai, nu zilnic, să spunem, măcar o dată la câteva zile, ea va deveni din ce în ce mai uscată, se va deshidrata, și va arăta foarte rău, se va descoama și se va rida mult mai repede. Înțeleg ideea că poate nu vă place senzația aia de lipicios în care rămâne după, dar este important să alegeți un produs care vi se potrivește și care nu lasă acea senzație. La fel ca și în cazul gelurilor de duș, sunt foarte multe variante pe piață, așa că puteți alege un produs care să vi se potrivească. Dacă nu vă place să vă stați după aia să aplicați cremă de corp, cea mai bună variantă ar fi să folosiți o cremă de corp sub duș. Eu am folosit-o pe cea de la Nivea, este singura de acest gen pe care am folosit-o
și mi-a plăcut foarte, foarte mult, dar știu că acum au apărut tot felul de geluri de acestea, de creme de acestea de corp sub duș și prin DM pe la Balea am văzut, adică chiar aveți de unde alege. De asemenea, sunt creme de corp, de fapt, e mult lapte de corp, foarte, foarte legere, care intră imediat în piele și nu lasă nicio senzație lipicioasă și nu sunt deloc greoaie. Apoi sunt uleiurile de duș, care sunt ca un fel de geluri de duș, dar puțin, puțin mai hidratante. Și ala fac o treabă ok, nu se compară cu o cremă de corp aplicată pe piele, dar dacă chiar nu vă place să folosiți o cremă de corp, și ale sunt ok în lipsă de altceva. Apoi vin cremele alea mult mai hidratante, care se folosesc pe piele foarte uscată și în special iarna. Momentan, ce am eu să vă arăt este o cremă de la Sabon, care arată cam așa, nu știu, cât focalizează și cât vedeți. În fine, ea este sparkling, zic aici. Are ceva particule sclipicioase în ea și este perfectă pentru vară. Este destul de lejeră și miroase a iris, zic aici. Are un miros floral destul de puternic. Cam așa arată. Dar nu cred că puteți vedea voi particulele sclipicioase de acolo. Este super lejeră, este așa mai mult ca un gel. Foarte faină pentru vară. Și mai am o cremă de la Tezorii de Oriente. Cred că v-am mai vorbit despre ea. Am dat-o și într-un giveaway. Este foarte lejeră, foarte faină și la fel ca și în cazul gelului de duș, mirosul persistă super mult pe piele. Îmi plac foarte mult produsele astea de la Tezorii de Oriente. Însă, pe timp de iarnă, produsul meu preferat și dacă mă urmăriți, probabil știți pentru că am mai menționat chestia asta, este untul de corp de la The Body Shop. Nu contează aroma, unt de corp de la The Body Shop să fie. Alea sunt foarte faine. Sunt super, super hidratante, au o textură untoasă, pentru că de aia se și cheamă unt de corp, dar intră foarte, foarte repede în piele și lasă pielea super fină și hidratată. Îmi plac mult de tot unturile lor de corp. Și la fel ca și în cazul exfoliantului de la Sabon, vi le recomand și pe acestea cu mare, mare drag. Dar, v-am spus, pe astea le folosesc eu, cam astea îmi plac sau mi-au plăcut în ultima vreme, dar aveți o grămadă de produse din care să alegeți. Trebuie doar să vă găsiți produsul pereche, ca să-i spun așa, care să vă Sunt cei placă patru vouă. pași pe care îi folosesc eu în îngrijirea pielii corpului. Voi faceți ceva în plus sau nu? Nu știu, spuneți-mi în comentarii ce și cum, lăsați-mi toate impresiile acolo. Sper că v-a fost de folos acest clip, că v-a ajutat în vreun fel și că ați învățat poate ceva nou de aici. După cum am spus, spuneți-mi în comentarii voi cam ce produse folosiți pentru îngrijirea pielii corpului. Sunt curioasă să aflu. Între timp știți că mă puteți găsi pe Facebook, blog, Instagram, link-urile, toate le găsiți în bara cu descrieri și la finalul acestui clip. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și v-am pupat! Pa!